Dumnezeu. Vom începe? Că dumneavoastră nu veniți. Bună dimineața tuturor! Astăzi e joi și ca de obicei ne întâlnim în conferință de presă. Acest mijloc de toamnă frumos ne-a adus două sărbători, 15 octombrie și 19 octombrie. 15 octombrie este declarată Ziua Internațională a Femeii din Mediul Rural, iar 19 octombrie este Ziua Juristului din Republica Moldova. Alianța pentru Unirea Românilor vine astăzi către dumneavoastră cu un mesaj de felicitare și cu deosebit respect aduce mulțumiri tuturor bunicilor, mamelor, femeilor care zilnic muncesc și ne pun pâinea și toate bunătățile pe masă. Conștientizăm foarte bine că femeia din mediul rural este o forță și are un rol crucial. Ea menține vie gospodăriile rurale, transmite din generație în generație tradițiile strămoșești, adică conservează patrimoniul nostru românesc. Femeia este liniștea pruncilor și este flacăra vie în orice familie. Tot respectul din partea noastră, Alianței pentru Unirea Românilor. Cu toate acestea, nu pot să nu vorbesc despre faptul că femeia din mediul rural trăiește deseori în sărăcie, este discriminată, este supusă atât violențelor psihice cât și fizice. Ele tac, își fac datoria, smirite. După datele statistice, 30% din populația Republicii Moldova au constituie femeile din mediul rural, iar jumătate din ele își fac activitatea în agricultură. Cu regret, după 30 ceva de ani de statalitate, nu avem un program de susținere a femeilor, nu au fost susținute în susținerea turismului agro-familiar, iar Horeca practic își face primii pași. Da, este de datoria statului să asigure stabilitate, protecție, dar nu se face. Nu există astfel de sarcini, astfel de misiuni pe umerii guvernanților. De aceea, femeia trebuie să se implice, să ceară și cu fermitate să o facă. În acest context, vreau să aduc totodată mulțumiri și tuturor femeilor care au deținut funcțiile de primar în localitățile noastre și le-au menținut, celor care candidează în calitate de primari și consilieri. Dânsele mențin veșnicia. Ele mențin starea de bine în aceste localități. Este clar că femeia în politică este echilibru. Ea completează toate lipsurile. Completează bărbații care fac politică. Ea este onestitatea. Și cu această ocazie vreau să fac un apel către toate femeile. Ați acumulat experiență în familie, ați învățat a face lucrurile bine și frumoase. Haideți să ne extindem, să ne implicăm, să venim cu soluții, cu idei, să facem schimbare în comunitatea noastră. Vă așteptăm să fiți cât mai unite. Unitatea poate aduce schimbarea. Și în acest context vreau să vă informăm că vineri, în data de 13 octombrie, Alianța pentru Unirea Românilor și-a constituit juridic organizația de femei. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor și prietenilor mele care mi-au încredințat deținerea funcției de președinte și să vă asigur de tot devotamentul și responsabilitatea pentru a face schimbări. Vreau să aduc un deosebit mesaj către doamna Valentina Miron, cea care a constituit Alianța pentru Unirea Românilor din Basarabia încă de la începutul anilor 2020, cea care a pus bazele Alianței pentru Unirea Românilor, a pus bazele creierii unui grup de femei și au făcut schimbarea pe parcursul la 3 ani de zile. Nu cu mai puține mesaje vin astăzi în fața juriștilor, îndeosebi a juriștilor femei. Nu vom face discriminare pentru că juristul este onoare, demnitate, dar și responsabilitate. Marele nostru politic, jurist, savant Constantin Stere spunea că statul este haina poporului. Prin stat se asigură suveranitatea, dreptatea și libertatea. Iar rolul acesta crucial revine juriștilor. Nu contează că este judecător, avocat sau procuror sau pur și simplu este jurist. Deci au o singură menire, de a pune statalitatea pe primul loc, de a respecta legea și a da o plus valoare suveranității și democrației.
Alianța pentru Unirea Românilor vine cu acest mesaj de felicitare și cu calde îmbrățișări către tot corpul profesoral al juriștilor din Republica Moldova. Și eu, în calitatea mea de avocat, vin către colegii mei, către toți cei care ați îmbrățișat această nobilă profesie cu un îndemn de a vă face meseria cu toată responsabilitatea, cu gândul că apărați și trebuie să apărați interesul național și să vă puneți în exercițiu toate abilitățile, toate capacitățile pentru a apăra dreptatea și libertatea, care astăzi sunt în declin. Libertate, dreptate, familie, femeie, credință sunt valori ale Alianței pentru Unirea Românilor și sunt zilnic protejate. Suntem supuși la diferite încercări astăzi. Alianța pentru Unirea Românilor la București a lansat două referendumi. Unul pentru a stabili exact în Constituția României că familia se creează doar dintre femeie și bărbat. Și a doilea referendum se răsfrânge asupra păstrării plăților cu bani cash pentru toate serviciile și toate produsele. Avem un apel către dumneavoastră. Haideți să păstrăm aceste valori creștine și eterne, să nu schimbăm libertatea pe control. Asta se urmărește prin introducerea multor modificări, prin așa zisele drepturi civile, dar noi suntem creștini ortodoxi și știm foarte bine că familia se formează dintre un bărbat și o femeie cu scopul de a naște copii, de a menține generațiile de români. Haideți să fim uniți, vă îndemn să veniți să ne apărăm țara. Nu uităm, unitatea este stabilitate, unitatea este putere. Hai în aur și vă dorim tot binele din lume!